Comuna Dumbrăveni se situează în top 10 la nivel național în ceea ce privește banii pe care i-a avut în buget în cursul anului trecut. Cifrele apar pe site-ul Analize Economice, iar clasamentul a fost întocmit în baza datelor puse la dispoziție de Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale pe anul 2021. Pe primul loc se află Comuna Chiajna din județul Ilfov, care în anul 2021 a acumulat cele mai mari venituri, mai exact 88,15 milioane de lei. Urmează Florești din Cluj cu venituri totale la buget de 79,15 milioane de lei, iar pe locul 3 se află comuna Miroslava din județul Iași cu 68,90 milioane de lei. Comuna Sân Mărtin din județul Bihor este pe locul 4 cu 59,21 milioane de lei, iar pe locul 5 se situează comuna suceveană Dumbrăveni cu 56,66 milioane de lei. Ioan Pavel, primarul comunei Dumbrăveni, a confirmat aceste cifre și a precizat că este meritul tuturor angajaților din administrația locală pe care o conduce. Aici este vorba de banii care au venit nu doar din taxe și impozite, ci și din alte surse. Mă refer aici la fonduri europene, iar în 2021 am reușit să închidem mai multe proiecte, ceea ce înseamnă bani suplimentari la bugetul local. S-au mai adăugat și fondurile guvernamentale pe care le-am primit, dar și un credit pe care l-am accesat pentru asfaltarea unor drumuri. Eu cred că este o imagine corectă a ceea ce am făcut pentru comunitate, iar cifrele nu mint niciodată. Celelalte locuri din top 10 sunt ocupate de comuna Brănești, locul 6 din județul Ilfov cu 54,73 milioane de lei, comuna Giroc, locul 7 cu 54,40 milioane de lei, comuna Dumbrăvița pe locul 8 cu 51,58 milioane de lei, ambele din județul Timiș. Pe locul 9 se situează comuna Dragomireș din județul Ilfov cu 49,35 milioane, iar pe locul 10 este comuna Ghiroda din Timiș cu 48,24 milioane.